Alo! Da, vă auzi? Salut, Laurențiu! Nu mă auzi? Nu mă auzi? Te aud, dar cu ecou! Da, e pe ecou, mai departe. Hai să vă spun. Domnul Metajor, cum este scos din mărătate? Da, da. Mănânc să faci. Da. Eu o să vedem. Da. Să se tracă. Da, domnul. Sigur că da, de ce să nu se țină? La vreme. Laurențiu, mă mai sună cineva și am de vreo să răspund. Da, ok, ok. O să mai sună eu. Vă rog să vă așezați numai pe locurile marcate cu verde. Neta puțin mai... Aici a stă domnul președinte. Da, dar aici o să stea domnul președinte. Nu stă nimeni sus. Foarte puțin să-l completăm, adică luni îl putem deja trebui. Ajungem la urmă. Am înțeles. Deci asta vreau să citesc, care sunt cheltuieli. E bine dacă stăm aici sau vreți în altă poziție? E bine așa, cu steagul în spate. De ce se vede? Alea se vede, da, bun. Se văd steagurile. Ne pregătim acum, dau mai tare. Stăm sus sau aici?
Yes. Mr. Jabba. Fish, Mr. Jabba. Yes, by fish. Interesting. I will ask. Yeah. I will ask. I will think. I will think. Yes, of course. In business with fish. Neta. Nu e neki. Mem. Ha? Minchia. Iubita, știi că Dumnezeu e bun. Dar nu crezi că Dumnezeu s-a curești. Președintele Oradea, fost ei intră pe televizor, de acolo, de la ei, de la Oradea și de la Brașov. Și cineva de la Costa. De ce a intră pe deci, vede. Mitu, va molt bé, eh? Dinem això, doncs. Ok. Bine, Mita. Està per bo. București, bro. El templo coral, bo. Toro, secli, neco. Cinque, tu jo mi ha secli, ne li ho fatto. Non è un da fare, se la ne ha fatto. Mi sono stimato. Forse la è di niente. A zis no. Că totul durează. Totul durează. Totul durează. Totul durează.
trebuie să ai treabă. Așa asta s-a spus. Salut, domnul președinte. Pe locurile marcate cu verde. E marcat special. Da. Scuze, i-am adunat pe cineva. Laurențiu, trage ăsta mai așa ca să poată să vadă bine domnul președinte. Trage-l mai spre într-o idee. Marius, i-am spus să tragă. Mihai, poți să tragi tu draperiile? Te rog. Vreți să stați aici? Nu văd. Nu văd. Laurențiu, îmi spui când să încep. Când începe Carmeli, ești Weisberger, ne-am uzmant. Laurențiu, ne auzim? Da. Bun, ok. Nu sunt în sală de aici. Nu se aude în sală ce vorbesc cei din transmisie. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ne-am adunat aici. Prima oară, după 3 luni de zile, avem din nou voie să folosim sinagogile pentru manifestările noastre religioase. Începând de aseară, de când a apărut ordinul de ministru, în baza prelungirii stării de alert. Pentru cei care ne urmăresc, în cursul zilei de astăzi vor ajunge toate instrucțiunile referitoare la regulile desfășurării activității în sinagogi în toate comunitățile din țară. Situația este în continuare, vreau să vă spun, nu roză, nu numai că au crescut din nou numărul de contaminări, dar chiar acum s-a anunțat că la Institutul Matei Balci din București, Spitalul pentru Boli Infecțioase, nu mai sunt paturi la terapie intensivă. Deci situația este nu spre bine. Și toate astea
respecte locurile marcate cu verde, numai pe locurile marcate cu verde să se așeze. Pentru că este vorba de distanțe minime impuse prin reglementări, tocmai pentru a ne proteja unii pe alții, este vorba despre o distanță minimă de 2 metri între participanții la manifestări și serviciile religioase din interiorul sinagogii. Ne-am adunat astăzi aici pentru, pe de-o parte, este un moment de bucurie că putem să folosim din nou sinagogile, pe de altă parte este un moment trist pentru că ne-am adunat pentru o comemorare. Este vorba despre un moment în care ne vom aduce aminte de martiriul de Holocaustul evreilor din Transilvania de Nord, care acum 76 de ani au fost întâi ghetoizați, apoi deportați la Auschwitz, de unde s-au întors mult, mult prea puțin. Avem printre noi online și președinți de comunități din țară, îl avem alături de noi și vom asculta pe domnul președinte Felix Koppelman, președintele comunității evreilor din Oradea. Avem tot așa online pe domnul Tiberiu Rod, fost președinte al comunității evreilor din Brașov și președintele Asociației Sioniste, și de asemenea pe domnul Robert Civac, președintele comunității evreilor din Cluj. Vreau să o rog pe doamna dr. Ildiko Galeru, cercetător la Institutul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România, să aibă cuvântul pentru a ne face un scurt istoric al acelor momente de groaznică amintire. Este vorba despre ghetoizarea, deportarea și martiriul evreilor din Transilvania de Nord. Bună ziua, stimate domnule președinte Aurel Weiner, președinte al Federației Comunităților Evreiești, stimați domn președinți ai comunităților evreiești din țară, domnule Tibirot, președinte al Organizației Sioniste din România. Într-adevăr, este un moment trist și voi vorbi astăzi despre deportarea evreilor din Transilvania de Nord. Ca cercetătoare la Centrul de Studiere a Istoriei Evreilor din România. Persecutarea evreilor din Transilvania de Nord a început înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Primele măsuri antisemite au fost luate de guvernele de la București, conduse de politicieni precum Octavian Goga, ori de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Miron Crisea. După dictatul de la Viena din 1940, Transilvania de Nord a ajuns sub ocupație maghiară, iar soarta evreilor din această regiune a fost pecetluită după ce naziștii au adus la putere, în Ungaria, Partidul Crucilor cu Săgeți, condus de Ferenc Szolosi. Deși nu se aflau întotdeauna în armonie, atât Ungaria cât și Germania nazistă doreau să anuleze ordinea mondială creată după Primul Război Mondial, iar prima țintă a fost Mica Antantă, ai cărei membri, Cehoslovacia, România și Iugoslavia, au fost principalii beneficiari ai dezintegrării Ungariei Mari. Negocierile româno-maghiare, care au început la 16 august 1940 la Turnul Severin, nu au dus la niciun rezultat și, după 10 zile de certuri inutile, ambele părți au cerut ajutorul Germaniei. Impasul a fost depășit la scurtă vreme după ce Istvan Csaki și Mihail Manoilescu, miniștrii de externe ai Ungariei și României, au fost invitați la Viena, cu ghilimelele de rigoare, pentru a fi sfătuiți prietenește de omologii lor germani și italiani. În memoriile sale, publicate în 1991, ministrul Manoilescu scria: "Când am văzut harta mutilată, am înțeles că puterile mă părăsesc cu totul. Tabloul dinaintea ochilor s-a făcut neclar, ca un nor galben cenușiu din cenușiu negru. În clipa aceea mi-am pierdut cunoștința." Închei citatul.
Cu toate acestea, textul arbitrajului stabilit de Ciano și Ribbentrop a fost semnat la 30 august. În termenii acestui acord, numit în mod curent al doilea arbitraj de la Viena, Ungaria primea un teritoriu de aproximativ 44.000 de kilometri pătrați, cu aproximativ 2,5 milioane de locuitori. Această suprafață includea jumătatea de nord a Transilvaniei, județele Sălaj, Bistrița, Năsăud, Ciuc și Someș, cea mai mare parte a județelor Bihor, Trei Scaune, Mureș, Turda și părți din județul Cluj. Concesiunile teritoriale dădeau Ungariei dreptul de a restabili în granițele lor de dinainte de Primul Război Mondial și județele Maramureș, Satu Mare și Ugocea. Anexarea Transilvaniei de Nord a fost terminată la 13 septembrie, iar teritoriul a fost în mod informal încorporat Ungariei printr-o lege adoptată de Parlamentul Maghiar în octombrie 1940. Înainte de împărțirea Transilvaniei, populația evrească totală se ridica aici la aproximativ 200.000 de persoane. Dintre aceștia, aproximativ 165.000 trăiau în teritoriile cedate Ungariei. Moștenirea istorică și culturală care îi lega pe evrei din Transilvania de Ungaria și realitățile socioeconomice și politice care îi atașau de România au fost sursa a numeroase conflicte în perioada interbelică. Este una din ironiile și tragediile istoriei că, după împărțirea Transilvaniei în 1940, evreii au avut o soartă mult mai rea în partea care a revenit Ungariei, țară cu care au menținut atât de mult legături culturale și emoționale, decât în cea care a revenit României, stat identificat cu multe excese antisemite în decursul istoriei sale. Evreii din Transilvania au fost victimele mediului istoric în care au trăit. Românii i-au respins datorită afinității lor cu cultura maghiară și implicit cu revizionismul și irredentismul maghiar, iar ungurii, în special dreapta radicală, i-au acuzat că sunt renegați în serviciul sângii. Reacția inițială a multor evrei din Transilvania de Nord la schimbările istorice din regiune a fost determinată în mare măsură de experiențele lor din ultimii 3 ani, când diferitele guverne românești au instituit o serie de măsuri antisemite. Iluzia multor din acești evrei că anexarea regiunii de către Ungaria era un semn al reîntoarcerii la perioada de aur a lăsat repede loc neîncrederii și disperării. Autoritățile maghiare nou instalate nu au pierdut timpul și au trecut la implementarea politicii și legislației antievreiești care funcționa deja în restul Ungariei. Astfel, au fost suprimate nenumărate cluburi și asociații, iar presa democratică și moderată din regiune a împărtășit aceeași soartă. Cele mai multe din periodicele și organele locale de presă au fost transformate în portavoci ale dreptei șoviniste. În ciuda numărului mare de victime și de măsuri discriminatorii, grosul evreilor din Transilvania de Nord, ca și cei din Ungaria în general, trăiau într-o relativă siguranță fizică, fiind convinși că vor continua să se bucure de protecția guvernului conservator aristocratic. Dar această convingere a fost complet răsturnată după ocuparea Ungariei de către Germania în martie 1944, când deportarea evreilor de aici a fost organizată și supervizată personal de Eichmann, unul din arhitecții soluției finale de distrugere a evreilor europeni. Datorită înrăutățirii situației militare, Armata Roșie se apropia deja de granițele României, naziștii și complicii lor maghiari au decis să implementeze cu viteza fulgerului soluția problemei evreiești în Ungaria. Deși inițiată de naziști, deportarea, cu precădere în lagărul de la Auschwitz, a fost executată cu colaborarea autorităților maghiare, chiar dacă liderul Miklos Horthy tergiversase timp de peste 2 ani deportarea și la un moment dat chiar a reușit să o oprească. Documentul preliminar referitor la adunarea, ghetoizarea, concentrarea și deportarea evreilor a fost pregătit de Laszlo Endre, subsecretar de stat la Ministerul de Interne. Acest act, adoptat ca decret numărul 6163/44, cuprindea procedurile ce trebuiau urmate în campania de realizare a soluției finale a chestiunii evreiești în Ungaria. Se sublinia că evreii destinați deportării trebuie să fie adunați fără a se ține seama de sex, vârstă sau starea de sănătate. Fără a-și da seama de sinistrele implicații ale acestor liste,
sau ale purtării selei galbene a lui David, masele evreiești din Transilvania de Nord, ca și coreligionarii lor din alte părți ale țării, au fost de acord cu măsurile luate de către liderii comunităților locale evreiești. Astfel, decretul de ghetoizare a intrat în vigoare la 28 aprilie. Andor Iaroș, ministrul de interne, a prezentat motivația și obiectivele declarate, susținând că, ghilimele, datorită mai bunei lor situații economice, evreii care trăiau în orașe aveau locuințe mult mai bune decât neevreii și, de aceea, era posibil să se creeze o situație mai sănătoasă prin rearanjarea situației locuințelor. Evreii urmau să fie restrânși la apartamente mai mici și mai multe familii puteau fi obligate să se mute împreună. Securitatea națională cerea ca evreii să fie evacuați din sate și din orașele mici în orașele mari, unde oficialitățile locale urmau să stabilească o zonă sau un cartier special pentru ei. Am încheiat citatul. Ghetoizarea celor aproape 160.000 de evrei din Transilvania de Nord a început la 3 mai, ora 17, iar adunarea evreilor s-a făcut conform prevederilor decretului menționat mai sus. Operațiunea a fost condusă de un cartier general de dezevreizare cu sediul la Cluj, unitate condusă de Laszlo Ferenczi. Această acțiune s-a făcut fără probleme, fără incidente cunoscute de rezistență, nici din partea evreilor, nici din partea creștinilor. Masele evreiești, ignorante în privința realităților pe care le implica programul soluției finale, au plecat spre ghetouri resemnate față de o soartă tristă, dar pe care nu o puteau presupune fatală. Unii din ei își explicau rațional izolarea ca fiind un pas logic înainte ca teritoriul pe care locuiau să devină câmp de bătălie. O altă parte dădea crezare zvonurilor răspândite de oficialii poliției, ai jandarmeriei și chiar de unii lideri evrei, că vor fi doar relocați în Kenyermese, în Transdanubia, unde vor munci în agricultură până la sfârșitul războiului. În sfârșit, erau și din aceia care nutrau speranța că Armata Roșie nu era foarte departe și deci concentrarea lor nu va fi de lungă durată. Acțiunea de ghetoizare în Transilvania de Nord a fost încheiată într-o singură săptămână. Procedura pentru adunarea, interogarea și expropierea proprietății evreilor, ca și organizarea și administrarea ghetourilor, era în linii generale aceeași pentru fiecare județ. Evreii erau adunați în mare viteză, acordându-lițe numai câteva minute pentru a împacheta, apoi erau conduși în ghetouri pe jos. Ghetourile au fost amplasate în mijlocul localității, în interiorul localităților sau la periferia lor, în spații strict delimitate, adesea împrejmuite cu sârmă ghimpată. Erau spații insalubre, supraaglomerate, în care foametea, lipsa apei și condițiile de igienă făceau nenumeroase victime. La acestea se adăugau vremea proastă, alimentele insuficiente, apa contaminată, lipsa medicamentelor și a îngrijirilor medicale. Stării de sănătate dezastruoase i s-a adăugat comportamentul barbar al ofițerilor de poliție și jandarmerie care păzeau ghetourile. În fiecare ghetou, autoritățile au destinat o clădire separată pentru a servi ca monetărie, un loc unde jandarmii urmeau să tortureze evreii spre a-i determina să spună unde și-au ascuns averile. Tehnica lor era în general aceeași peste tot. Soții erau adesea torturați în fața soțiilor și a copiilor, frecvent soțiile erau bătute în fața soților, iar copiii erau torturați în fața părinților. Metodele folosite erau crude și de o sălbăticie greu de imaginat. Marile centre de ghetoizare au existat la Cluj, Deș, Șimleu Silvaniei, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Oradea, Târgu Mureș, Reghin, Gheorghen, Sighetul Marmației. Despre deportarea evreilor avem mărturii din documentele aflate în arhivă. Astfel, Charmaz, însărcinatul francez cu afaceri la Budapesta, scria în 1944 despre calvarul evreilor. Ridicați de la casele lor, fără niciun bagaj, bărbați, femei, copii, bătrâni, au fost închiși cu miile în locuri îngrădite, în general foste fabrici de cărămizi, unde nu au alt adăpost în afara șurilor folosite la uscatul cărămizilor. Înghesuiala e atât de mare, încât cei mai mulți nici nu se pot adăposti în aceste hangare. În altă parte, un martor ocular mi-a spus că a văzut un ghetou într-o pădurice, înconjurată de sârmă ghimpată.
Îngrămădiți în acest parc zoologic, după expresia interlocutorului meu, evreii sunt lipsiți de adăposturi și de îngrijirea medicală. De mai multe săptămâni le este dat să trăiască sub arșița zilei și răcoarea nopții, în noroi și murdării de tot felul, plin de paraziți și fără hrană sau îmbrăcăminte. Același diplomat descria și condițiile în care au plecat evreii din Cluj. Am putut să vedem la Coloșvar cum, fără nicio deosebire de sex și vârstă, evreii au fost suiți în vagoane pentru vite, îngrămădiți și închiși, fără permisiunea de a ieși chiar pentru nevoile urgente. Îmbarcarea s-a efectuat la amiază, plecarea urmând să aibă loc abia în timpul nopții. Până atunci, vagoanele au rămas la soare. Același diplomat mărturisește. După unele informații, evreii ar fi primiși la muncă în Germania și Polonia, dar un diplomat neutru mi-a declarat în schimb care dovezi cum că evreii sunt trimiși cu miile în instituții speciale din Polonia, unde sunt asfixiați în masă în camere de gazare. După aceea, cadavrele se pare că sunt supuse unui sistem crematoriu perfecționat care le face să dispară fără urmă. Această mărturie este cu atât mai valoroasă cu cât ea provine de la un diplomat cunoscut pentru sentimentele sale germanofile. Am încheiat citatul. Deși în marea majoritate evreimea din Transilvania de Nord se identifica cu națiunea maghiară prin limbă și cultură, începând cu 15 mai 1944, ea a fost aproape în totalitate deportată și exterminată în lagărele de concentrare de la Auschwitz. În total, peste 131.000 de evrei din nordul Transilvaniei au fost deportați de naziști și aliaților unguri, majoritatea pierind la Auschwitz. În primăvara anului 1945, mai puțin de 25% dintre evreii deportați din Transilvania de Nord mai erau în viață. Aș vrea să închei spunând că astăzi nu ne gândim doar la evrei din Transilvania de Nord, ci și la evrei din Basarabia, Bucovina și Transnistria, la cei care au pierit în pogromul de la Iași și în cel de la București, la toți cei care au plătit cu viața faptul că erau evrei. Iar cuvintele lui Gershom Scholem, continua supraviețuire a poporului evreu, pare să sugereze ideea că evreii au fost cu adevărat aleși de cineva pentru ceva, vin ca o consolare pentru tragedia trăită. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult doamnei dr. Ildiko Galeru, cercetător la Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor în România. Îl rog în continuare pe domnul președinte Aurel Weiner, președintele Federației Comunităților Evrei din România, să mi se adreseze. Că ne revedem pentru a comemora martiriul fraților noștri evrei din Transilvania de Nord, care au fost trăitorii unei ghetoizări groaznice și a unei tratări cu soluție finală la Auschwitz și în alte lagere germane. Acum, anul trecut, în 2014, s-au împlinit 70 de ani de la acele evenimente. Și în memoria nu mi-a lucrat feste și am găsit un material extrem de interesant de ce am făcut noi atunci, la 70 de ani de la aceste deportări și ghetoizări. Trebuie să vă spun că am avut o acțiune foarte complexă, am să citesc din realitatea evrească, ca să economisim timp, și a fost încomunată cu rezultate foarte bune.
în gările din care au plecat evrei din Transilvania de Nord spre lagărele de concentrare, s-au bătut, să zicem, niște plăcuțe în care se comemorează această tragedie umană a evreilor transilvanei. Fără a intra în detalii, aș spune doar atât. Pe mine, care am citit destul de multe despre aceste proceduri groaznice ale fascismului, m-a impresionat că uciderea oamenilor a fost o industrie realizată cu o precizie nemțească extraordinară. Totul s-a desfășurat pe bază de programe, ghetoizarea a durat o săptămână, să strângi oamenii din toată Transilvania în ghetouri și apoi, foarte repede, s-a întâmplat și transmiterea lor cu trenurile morții la Auschwitz și în alte lagere de concentrare. Iată ce scria Realitatea Evrească la acești 70 de ani. În urmă cu 70 de ani, în primăvara 44, evreii din Andealul de Nord au pornit pe un drum curajat. Sfârșitul călătoriei lor a fost, pentru cei mai mulți, camera de gazare. Dacă nu, i-au răpit foamea, bolile, tratamentul inuman. Au fost câțiva norocoși, între ghilimele, care au supraviețuit, dar care întreaga lor viață au resimțit, fie fizic, fie politic, psihic, fie de altă natură, consecințele acestui cumplit episod din viața lor. Cunoaștem cazuri de sinucidere după ce au fost eliberați, au fost chinuiți de întrebarea de ce am rămas eu în viață și nu alții, părinți, frați, copii sau soția, prieteni, cu ce am fost mai bun, poate am profitat de ce slab. Desigur, din cele mai multe ori nu a fost așa, era vorba de șansa sau de rezistența mai bună a organismului. Adevărul este că situația în care un om se află în condiții limite este cel mai bun test al caracterului și viața în lagărele morții a demonstrat acest lucru. În aceste săptămâni ne-am amintit de evenimentele din timpul deportării în cadrul și șirului de comemorări organizate în memoria lor. Ele vor continua, ca atunci spuneam, în cele 12 comunități din Ardealul de Nord, urmând să fie organizate în toate cele, în toate comunitățile cele mai acești zile. Numai Brașovul, care nu era atunci în Ardealul de Nord, a fost și el cuprins în program, pentru că evreii din Brașov proveneau de undeva din Ardeal și aveau în cazul domnului președinte Tiberiu Rod, care o să ne povestească, care era de original din Oradea, dar trăia în Brașov. Așa cum comunitățile evrei din Transilvania comemorează deportarea evreilor din Bucovina, evreilor din Bucovina și Basarabia, în Transnistria, și cele din vechiul regat, evocă evenimentele din Transilvania de Nord. În fond, este vorba de aceeași tragedie, doar metodele și locurile unde s-au întâmplat diferă. Manifestările au fost organizate de Institutul Wiesel, Federația Comunităților Evrei din România, comunitățile locale și a înglobat pe toți supraviețuitorii, atât pe cei deportați în Transnistria, cât și la Auschwitz, Birkenau și în celelalte lagere de exterminare din Polonia. Germania, din Polonia, Germania, Austria,
iar cei câțiva supraviețuitori au evocat suferințele din care au trecut în multe dintre localități, s-au implicat direct și autorităților centrale și locale. Una dintre acțiunile semnificative, montarea de plăci comemorative, în cele 12 gări când au plecat evreii, înghesuise în adevărate trenuri al morții, a fost inițiativa Institutului Diesel din București și a Ministerului Transporturilor. La manifestările comemorative au participat în afară de conducerea PCR și membrii comunităților evreiești, reprezentanții administrației prezidențiale, guvernului, clerici, parlamentari, oameni politici, prieteni ai evreilor și mulți copii, adică toți cei care au simțit că trebuie să fie prezenți la aceste evocări. Vreau să vă spun că am avut atunci și o conferință internațională, 70 de ani de la deportarea evreilor, iar președintele de atunci al României, Traian Băsescu, a adresat în salutul participanților. Concluzia. Criminali ca cei care au realizat planurile acestea de ucidere a poporului evreu, nu-i pot să întâlni oricum și oricum. Pentru noi, datoria este să nu uităm, să nu iertăm și să ne amintim de aceste lucruri. Pentru că așa ceva să nu se mai întâmple niciunde și niciunde. Să ne reglăm la Bunul Dumnezeu, iată, s-a întâmplat și minunea, ca să putem face evenimentul aici, în templul coral. Ne pregătisem pentru curtea de la Sinagoga Mare, dar miserele de resori s-au grăbit și ne-au dat instrucțiuni ca să putem realiza întâlnirea în templul coral. Aici unde s-au întâmplat atâtea evenimente de Holocaust. Vreau să vă spun că am cerut Centrului Istoriei, Studiul Istoriei Evreilor din România, să-mi dea un material despre pogromurile și despre deportări. E bine, am primit un volum foarte bine realizat de domnul Adrian Ciocâncă, directorul centrului, în care este prezentat un tablou complet al pogromurilor și manifestărilor de Holocaust din România. Le mulțumim și lor și tuturor care nu uită și ne ajută să păstrăm memoria acestor grozăvii care s-au întâmplat în populația evreiască din România și pentru poporul român. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, domnule președinte Albert Weiner, președintele Federației Comunităților Evreilor din România. În continuare, vreau să-l rog pe domnul președinte Felix Koppelman, președintele Comunității Evreilor din Oradea, o comunitate care a fost aproape complet unicită în Holocaust, să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule președinte Koppelman, mă auziți? Da, vă aud. Aveți cuvântul. Shalom tuturor și să trecem cu bine peste această grea zi, ca de fapt fiecare comemorare, dar apreciez puternic inițiativa conducerii Federației de a organiza această comemorare, în special pentru evreii din Ardealul de Nord. Și primit salutul nostru, domnule președinte Weiner, domnule vicepreședinte Bănescu, domnule secretar general Kupferberg și colegii și prietenii mei, președinții ai comunităților greu încercate de aceste evenimente. De asemenea, doamna doctor Galeru, cunoștință veche de vremea
când lucra la Ambasada Statului Israel. Mă bucur că lucrează în cadrul Federației. Dragii mei, pe lângă un eveniment de comemorare istorică, statistică, cea de astăzi are și o importanță religioasă, deoarece după declarațiile martorilor oculari, în special pentru evreii din Oradea și Bihor, prima duminică după Șăvot a fost ziua când ei au trăit ultimile clipe înainte de a intra în camerele de cazare. Și atunci au trecut 76 de ani. Dar de 75 de ani, în prima duminică după Șăvot, în Oradea, este și un fel de iurțait, rugăciunea de pomenire a celor dispăruți în timpul aproximativ, în timpul acesta, în timpurile acelea. Deci, respectăm și rugăciunea anuală de comemorare a morților, cei care mai au în viață din familie sau cei care nu mai au pe nimeni. S-au stins familii întregi, iar urmașilor sau cei care au avut această enormă șansă de a scăpa, în timp majoritatea s-au stins. Dar meditează în continuare și un eveniment întâmplat ieri. O doamnă distinsă, 92 de ani, supraviețuitoare, din zona Bihorului, Sălajului, doamna scriitoare Eli Gross, trăiește la New York de peste 50 de ani, 60 de ani, ne-a trimis un tablou despre cum își amintește ea când a scăpat, cum arăta lagărul de la Auschwitz, dar nu asta e important. Ne-a transmis niște documente și îmi va transmite niște lucruri care n-au prea fost cunoscute sau din dorința de a cosmetiza cifrele sau de a le denatura sau de a reduce proporțiile tragediei, să vehiculează tot felul de cifre referitor la cei dispăruți. Noi știam 120-180 de mii de morți din Ardealul de Nord și îmi vine cu niște documente pe care mi le va transmite în copii, originalul îi aparține dânsei, un raport a șefului gării din Cosice. Prin Cosice treceau toate trenurile. Și ca șef de gară avea documentele, numele persoanelor din tren. Cu dispoziție le citește, ține cont de ele și le distruge. E, acest om de mare omenie, un creștin, bineînțeles, le-a păstrat. Și există 406.000 de nume de evrei care au trecut prin gara Cosice în această scurtă perioadă, mai, aprilie, mai, iunie, 44, deci sfârșitul teoretic al războiului. Practic a mai durat câteva luni, dar războiul și soarta lui era decisă. Numai răutatea celor care au organizat și care se ocupau de transportul lor, deci o răutate feroce de a respecta un ordin. Ei și acum unii care mai trăiesc spun a fost un ordin, eram militar, dar nu i-a pus nimeni să fie atât de conștiincios
să nu le scape unul. Bineînțeles, ținta era averile, era și locuințele, era și proprietățile, dar viața nu s-a gândit la viața lor. Așa că foarte repede, dacă ajung în posesia acestor date, de 406.000 de evrei deportați care au trecut numai prin gara Cosice, o să le pun la dispoziția Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România și altor istorici. Și date din astea vor mai veni. Lumea nu poate uita, nici noi care ne-am născut după război, după Holocaust, dar mai sunt în viață martori care au trăit în lagăr și au avut șansa să scape și sunt în viață de a completa această imagine care nu se poate descrie. Numai cei care au fost acolo. Noi nu ne putem închipui. Nici după cifre, nici după date, nici după descrieri istorice, nici decât cei care au văzut cu ochii lor moartea. Rămân multe întipărite în mintea omului. Dar moartea sau pericolul de moarte, ăla nu se uită niciodată. Mulțumesc tuturor care au contribuit la această întâlnire și încă o dată vă spun, apreciez mult că ne-am gândit și la evrei din Ardealul de Nord, chiar dacă în timpurile alea făceau parte teritorial din altă organizare, dar tot evrei suntem și tot evrei am fost și tot evrei vom rămâne. Și pentru că în timpul comemorărilor aș aminti, mă simt nevoia să amintesc, că în sfârșit statul român a fixat și ziua de 2 august pentru comemorarea romilor dispăruți în Holocaust, 2800 de, și, mă rog, cifra, nu știu amănuntele, dar în jur de 2800-2900 de romi au fost uciși în 2 august, câteva zile înainte de liberare, din răutate, ca să nu scape, au fost omorâți atunci. Și pe bună dreptate, un popor democrat, cum suntem noi evrei, și unul român, care suntem de asemenea un popor democratic, facem parte și noi din poporul român, ne-am gândit și la frații noștri care au murit în ultimile ore, au fost omorâți. Vă mulțumesc, domnilor! Vă mulțumim și noi, domnule președinte Copelman. În continuare, rog, de la distanță, slavă Domnului, în zilele noastre ne ajută tehnologia, îl rog pe domnul Tiberiu Rod, fost președinte al Comunității Evreilor din Brașov și președinte al Asociației Sioniste din România, să ne adreseze și dânsul câteva cuvinte. Domnule Rod. Dragi prieteni, stimați conducători ai Federației Comunităților Evreiești din România, mă asociez celor spuse de prietenul meu, Felix Copelman, că este un gest potrivit și mult așteptat ca Federația să acorde evreilor din Transilvania de Nord, martirilor din Transilvania de Nord, un asemenea frumos moment. Am mai organizat asemenea acțiuni de comemorare. Cel care l-a amintit domnul președinte Weiner în anul 2014, la împlinirea 70 de ani de la deportarea evreilor din Transilvania de Nord,
și am mai organizat anul trecut împreună cu Federația, Asociația Sionistă din România, un marș al memoriei cu prilejul împlinirea 75 de ani de la deportarea evreilor din Transilvania de Nord. Am făcut acest drum al ororii în care frații noștri, cei peste 150.000 de evrei, cel puțin, aceasta este cifra oficial cunoscută și recunoscută, care timp de 30 de zile în 3.000 de vagoane, în 100 de persoane înghesuite în fiecare vagon, au suferit acest supliciu îngrozitor al călătoriei, fără apă, fără alimente, fără mâncare, fără aer, din ghetourile Ardealului de Nord până la Birkenau. La Birkenau a fost platforma de debarcare a evreilor din Ardealul de Nord. Cei mai mulți dintre ei n-au fost nici măcar numerotați. Au fost duși direct în camerele de gazare. Noi am fost împreună cu 75 de pelerini în anul trecut, în luna mai, să rememorăm acest îngrozitor moment în istoria evreilor din Transilvania de Nord. O istorie cumplită, o istorie fără egal, pentru că nici în Europa cotropită de naziști nu s-a făcut în altă parte o ucidere în masă atât de rapidă și de organizată și atât de lipsită de orice sens și în ochii nemților care pierduseră deja războiul și era pentru toată lumea evident că această acțiune inutilă, inumană, fără rost, s-a petrecut. Aș vrea să fac două mărturisiri. În primul rând că familia mea, a amintit domnul președinte acest amănunt, familia mea originară din satul mare și a soției mele, tot din satul mare. Întreaga, toate familiile noastre au fost deportate și nu s-a întors nici un supraviețuitor din această îngrozitoare deportare. Au trecut 50 de ani până când au existat și aș vrea să arăt că mama mea a avut un tabel de Yahrzeit, așa se obișnuia în vremea aceea, de 50 de ani cu datele deportării familiei noastre la Auschwitz. Data asta, așa cum amintit prietenul meu Felix Koppelman, a fost 28 mai 1944, care a fost ziua de 6 Sivan, ziua de Shavuot, ziua în care poporul evreu a primit legea. Legea care spunea printre esențele comportamentului uman că nu ai voie să uciți. Această lege a fost nesocotită de o omenire
care și-a pierdut mințile atunci și s-a răzbunat pe poporul evreu, pe tribul nostru din Transilvania de Nord. Aș vrea să spun că în anul 2014, atunci când a fost organizată această comemorare pentru prima oară la nivelul întregii Românii, comemorarea deportării evreilor din Transilvania de Nord, cu acest prilej, la Brașov, unde, slavă Domnului, n-a fost deportare. N-au fost deportați evreii. Brașov a fost în România. Dar lângă Brașov, la Sfântul Gheorghe, la 35 de kilometri, un hotar, un mic râu, a despărțit viața evreilor care au supraviețuit în Brașov fără a fi deportați, de cei din Sfântul Gheorghe, o mică comunitate evreiască, cu 900 de suflete, în care toți au fost deportați și s-au întors foarte puțini. În acest an, în anul 2014, am ridicat la Brașov, cu toate că n-au fost deportări, am ridicat un monument. Un monument în care sunt înscrise numele a 236 de evrei care au fost deportați din diferite locuri din Transilvania de Nord. Se vede numele lor menționat pe acest monument al amintirii. Acești brașoveni au fost deportați din Oradea, din Cluj, din Satul Mare, din alte localități ale Transilvaniei de Nord, dar ei erau ori născuți, ori originari din comunitatea brașoveană. Printre ei au fost și 30 de copii al căror nume a fost păstrat și al căror nume i s-a dedicat o carte. O carte foarte frumoasă, care aș vrea să vă arăt. Se numește Aripi de Lumină. În această carte, 30 de copii din Brașov, care studia la liceul german Matis Deutsch pictura. Și acești copii care au vizitat acest monument și-au imaginat câte un copil german din orașul românesc Brașov, cam cum ar fi fost înfățișarea acelui copil. Și iată, Lea Herșcovici, de 7 ani. Miriam Zweig, de 10 ani. Și fiecare din aceste portrete imaginate de acești copii are câte o istorioară scrisă de alți copii. Această carte a fost publicată cu sprijinul comunității evreilor din Brașov în 3 limbi. În limba ebraică, în limba engleză și în limba română. Este un memento. Este un memento pentru acești copii nevinovați care au fost uciși
la Auschwitz. Dar este și un monument al prieteniei. Trebuie să fim dedicați acestei idei că pe lângă criminali, ucigași și dușmanii evreilor există și prieteni și noi trebuie să cultivăm această prietenie, această recunoaștere a jertfei aduse de poporul evreu, care în sfârșit are o țară, are o patrie la rând cu toate celelalte popoare ale lumii, o țară de care suntem mândri, o țară pe care trebuie să o sprijinim ca să înflorească și să se dezvolte mai departe și să fie mândria noastră și viitorul liniștit al tuturor evreilor din lume. Eu, cu aceste cuvinte, mulțumindu-vă pentru că m-ați ascultat, aș vrea să mă alătur rugăminților tuturor celor care au participat la această frumoasă comemorare și să fim împreună alături și pentru poporul evreu. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte Rod. În continuare vreau să rog pe domnul Robert Schwarz, președintele Comunității Evreilor din Cluj, să ne adreseze și domnia sa câteva cuvinte. Domnule Schwarz. Bună ziua! Mulțumesc această posibilitate de a participa și concret la evenimentul de comemorare a Holocaustului din Ardealul de Nord. Permiteți să mulțumesc conducerii pentru această posibilitate și să salut pe cei care sunt prezenți ori direct în București, ori prin ajutorul internetului, a electronicii, la această comemorare. Bună ziua, shalom! Mindazokat üdvözlöm, akik ezt a műsort most személyesen nézhetik. Permiteți în prima dată să punctez evenimentele și datele mai importante legate de Cluj. În 1941, populația Clujului era de 110.956 de cetățeni, dintre care 16.763 evrei, adică 15,1% din populația urbei. În 19 martie 1944, trupele germane ocupă Ungaria fără o rezistență semnificativă a armatei ungare. 22 martie are loc numirea de către guvernatorul Horthy a unui guvern servil față de interesele germane, guvernul Stoiei, regnat până în 29 august 1944, de 5 luni. Apar zilnic pe bandă rulantă dispoziții antievreiești mult mai aspre și agresive decât cele din perioada anterioară. Evrei, sub firul acestor reacții, nici măcar nu sunt în stare să fie conștienți de pericolul nimicirilor fizice. Trupele germane au intrat la Cluj în data de 27 martie 1944. Gestapo-ul a ocupat hotelul New York ca sediu, iar serviciile secrete au făcut sediul în vilele Peter Paul, construit de evreul de Veșerigav Laszlo și denumită așa după fiii lui. Ulterior, în 1946, sculptorul clujan Egon Marc Löwit, întors din deportare din Auschwitz, după ce s-a întors, în curtea vilei Petru și Pavel a creat și a inaugurat monumentul memorial al deportaților, care a fost demolat în anii 70 la așa zisă cerere a unor locatari ai clădirii. Nici în momentul de față nu știm ce s-a întâmplat cu ruinele monumentului,
Din păcate, n-am reușit să facem rost nici măcar de o poză a acestui monument. În data de 31 martie apare ordinul purtării obligatoriu a însemnului Steaua David Galbenă. Clujul a fost împărțit de Consiliul Evreiesc, jidotonaș pe atunci, în 40 de sectoare, fiecare având un reprezentant care primea și transmitea mai departe noile dispoziții. Gestapo-ul a dispus formarea unui Judenrat, componența căruia, din motive tactice, au fost schimbate de 3 ori în 6 săptămâni, între intrarea naziștilor la Cluj și începutul ghetoizării. Conducătorii, șefii comunității clujene, au fost informați la 16 aprilie despre planul instituirii ghetoului, știau și viitorul loc deja a acestuia, dar nu au încercat să organizeze nicio acțiune pentru salvarea evreilor. S-ar putea pune întrebarea, avea rost orba. În 28 aprilie, populația evrească afla de pericolul transportării lor în ghetou, dar practic nu erau în stare să estimeze pericolul. La sfârșitul lunii aprilie, liceul evreiesc avea loc examenele de bacalaureat, evreii primeau diplomele. Fabrica Wald producea dezori azimă pentru sărbătorile apropiate de Pesa. Majoritatea evreilor nici măcar nu a încercat să fugă în Ardealul de Sud sau să ascundă. Credeau că statul maghiar le va salva. S-au înșelat amarnic. 2 mai, la ședința prezidată de primarul dr. Vașarei Laszlo, șeful poliției dr. Urban Laszlo, șeful jandarmeriei Poșcăi Kis Tibor și 150 de personalități ai urbei, au fost finalizate detaliile adunării și transportării evreilor în ghetou. Au ales ca locație pentru ghetou, nu cartierele locuite de evrei ca la Oradea sau Satu Mare, ci fabrica de cărămizi din cartierul Gris. În localitățile din județ, evrei au fost aduși la sinagogi sau în alte clădiri evreiești, dar de acolo au fost duși la Cluj. Adunarea evreilor a început în primele ore ale dimineții de 3 mai cu o precizie de nedescris. Erau transportate cu căruțe în begunoier sau camioane sau pe jos de către jandarmeria maghiară. La această acțiune au folosit de listele întocmite pentru tichetele de alimentare pregătite anterior. A durat o săptămână în care au adunat 16.750 de persoane pe o suprafață de 19.600 de metri pătrați la fabrica de cărămidă, adică 1,17 metri pătrați pentru pe o persoană. Condițiile în ghetou, inumane, insalubre, imposibile de trăit. Lumea câte una a fost dus în așa numita penzverde, într-o cameră, unde au fost bătuți până când au recunoscut și au eliberat și au dat autorităților dacă au avut aur sau bani ascunși. Condițiile în ghetou, inumane sau insalubre, cei care din ghetou toți erau că vor, cei din ghetou toți credeau că vor fi duși la munci agricole. Ghetoul a fost golit după 2 săptămâni, între 27 mai și 7 sau 8 iunie. Înghesuiți în vagoanele de vite la gara de lângă fabrica de Dermata și transportate spre Auschwitz în 6 transporturi. Nici supraviețuitorii nu-și puteau aminti ulterior exact cum și pe ce cale și pe ce rută au ajuns în cei aproximativ 4 km în chin la gara unde au fost ambarcat. În paranteză să fie spus, drumul parcurs de ei
strada a fost denumită în 1946 Strada Deportaților și în 1967 a fost rebotezată în Strada Oașului. Așa a rămas și acum, deși noi am cerut oficial și am dorit revenirea la denumirea de Strada Deportaților ca memento pentru viitor. Au fost deportați circa 18.000 de evrei, printre care 4.000 de copii sub 13 ani. Copiii au pierit cu toții, dintre adulți 8-9% au supraviețuit. Singurul semn simbolic al ghetoului care evocă martiratul evreimii clujene rămâne pe placa memorială de pe fața clădirii fostei fabrici de a cărămizi, așezat de fostul primar Funar, față de care am anumite rezerve. Dar și acest loc a fost demolat cu buldozerul după anii 2010 și nu se știe unde și ce s-a întâmplat cu placa. Și acum, în final, permiteți-mi să citez un paragraf din mesajul meu din data de 24 aprilie, mai, înainte de începerea comemorărilor din Cluj. Majoritatea evreilor clujeni s-a metamorfozat în flacără, fum, cenușă. Flacăra, fumul, cenușa nu au mormânt și nu au zi de mormântare. An de an, în perioada deportării, ne comemorăm martirii împreună, doliul nostru fiind comun. Anul acesta nu vom avea adunare de doliu. Fiecare dintre noi, în căminele noastre, vom păstra un moment de reculegere pentru martirii noștri. Și tot individual, cei care vor și pot, vor depune pietre și flori pe momentul ridicat în memoria lor. Martirii ne impun îndatorarea memoriei a neuitării. Memoria noastră comună este victoria lor postumă. Memoria noastră este arma prin care cei exterminați ne ajută peste decenii și peste generații să luptăm împotriva ispitei ca omenirea să se dezbată, să se dezaprobe de răspunderea propriului trecut. Dragii noștri, Zichroam Livraha, vă vom păstra memoria. Am Israel Hai. Mulțumesc că m-ați ascultat. Vă mulțumim și noi. Ne apropiem de finalul ceremoniei noastre. Înainte însă de a invita pe domnul prim rabin al Comunității Evreilor din Oradea, Shraya Kalb, și pe domnul prim rabin al Federației Comunităților Evrei din România, domnul Rafael Schaffer, să oficieze ceremonia religioasă, vreau să închei prin a vă mai spune și eu două cuvinte. Ce s-a întâmplat atunci nu s-a întâmplat din cauza, nu s-a întâmplat din senin. Nu a fost un trăznet de vinovare. A fost vorba de sute de ani, de zeci de ani, de ani de dinainte în care evreii au fost demonizați, au fost arătați cu degetul lui inamicul. Timp de câteva zeci de ani după război, ne-am gândit că în omenirea a evoluat și că lucrurile astea sunt de domeniul istoric. Doar în ultimele luni am auzit și am văzut și am citit de nenumărate ori că evreii au adus virusul. Evreii au adus COVID-ul. Este o conspirație evreiască. În evul mediu se spunea evreii, au adus ciumul. Nimic nu s-a schimbat. Pe de altă parte, acum cu aceste revolte și aceste manifestări legate de evenimentele care au luat în Statele Unite, am văzut postări, am văzut lor de cuvânt în care se spunea că nu atât omul alb este de vină pentru ce mi s-a întâmplat sau mi se întâmplă negrilor, cât în special evrei.
manifestații de susținere a mișcării Black Lives Matter, în care se spunea, în care erau foarte multe mesaje antisemite. Din păcate, era uitat și semnalele de alarmă există în continuare. Nu avem voie să le purtăm pe ureche. În continuare, îl invit pe domnul Dragul Rafael Schaffer, îl rog pe domnul prim-rabin Shreyakov să înceapă prin, sper că este online, să înceapă cu rugăciunea de Telma Lera Hamid, iar domnul prim-rabin Rafael Schaffer va rosti Kaddish. Deci pe domnul Shreyakov. Da, da. Termule Rahim. Vă rog să vă ridicați pentru... Vă rog să vă ridicați și cei din sală și cei care sunt doar în fața mântătoarelor pentru momentul de ceremonie religioasă. Vă mulțumesc! גם כי אילך בגי צלמוות לא ילדה כי אתה עמדי, תבטחה ומשנתך להם הינחמוני, תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דישנת ושמן ראשי, חוסי רוויה, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, וישבתי בבית אדוני, לאורך ימים. יתגדל ויתקדש מרבה. על מה דברה קירותי והמתמחותי ועצמך פורקנה ויקרב משיחי. אמן. חיי חון וביום החון וחיי לכל בית ישראל. בר על העודי זמן קריב דמרו אמן. אמן יצביר הבא מבורך לעולם על מה היה יתברך. טוב עוד מאוד מיה, יתברך וישתבח ויפר ויתרמם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה בקודשה בריחו. ריחו. אלה מן כל ברכתה, שירתה ותושבחת האדם ונחמת האדם אילן בעלמה ואמרו אמן. אמן. אי שם רב נשמעי וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן.
עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Vreau să vă rog numeam pe această ceremonie să păstrăm în momentele cu legele amintirea tuturor celor care au pierit în Holocaust. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și celor care ați fost de față și celor care ne-au urmărit online, să ne aducem întotdeauna aminte de ei și cum suntem noi evrei, întotdeauna în moment de tristețe găsim și o formă de bucurie și cum am spus, în acea zi în care facem comemorarea, avem și tipul de bucurie că putem să utilizăm din nou sinagogile, desigur, cu restricțiile impuse. Și pentru că mâine este șabatul, primul șabat pe care din nou putem să-l petrecem în sinagogi, vă doresc tuturor șabat șabat. Acum. Mulțumim frumos!